Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de pe telefon. Astăzi vom comenta grupele UEFA Champions League, unde nicio echipă românească n-a ajuns. După cum știți, Steaua a făcut 0-0 în Portugalia cu Sporting, iar Acasă a pierdut cu 1-5. Acum să începem comentarea grupelor. Grupa A. Avem aici Benfica, locul 2 parcă sau 3, ceva de genul în Portugalia. Parcă Sporting a fost 3. Cred că 2 a fost Benfica. A doua echipă este câștigătoarea Europa League din anul trecut, Manchester United. A treia echipă este, cred că, vicecampioana, pentru că campioana, din câte știu, e Young Boys, nu știu, ceva de genul campioana sau vicecampioana Elveției, FC Basel. Și ultima echipă este CSKA Moscova, care a eliminat-o pe Young Boys Berna. Ce bine ar fi fost să pice Steaua cu CSKA Moscova. Mă rog, să trecem mai departe, unde avem o grupă. Da, mă scuzați. Din prima grupă cred că o să treacă sigur Manchester United de pe primul loc. Și locul 2 va fi între Benfica și CSKA Moscova și Basel va fi pe ultimul loc. Da. Și cam atât am avut de zis despre prima grupă, să trecem la grupa B, unde avem campioana Germaniei Bayern München, vicecampioana Franței PSG, campioana Belgiei Anderlecht Bruxelles și campioana Scoției Celtic Glasgow. De aici cred că clasamentul va rămâne așa cu, ba nu, PSG-ul va fi pe primul loc pentru că acum are un atac fenomenal cu Neymar în stânga, probabil, sau cine știe, poate fiindcă a venit și Mbappé la începutul acestui sezon a jucat pe stânga sau pe dreapta, nici nu știu, dar le-am văzut pe stânga, a jucat pe stânga. Cine știe, are un atac foarte bun PSG-ul acum. Dacă nici anul ăsta nu ia titlul în Franța, înseamnă, nu știu, dar trebuie să-l ia la pas cu Neymar, cu Cavani și cu Mbappé în atac stelar. Nici o echipă n-ar putea să facă față, zic eu, decât Realul. Dar din grupe, eu zic că va face egal sau va bate pe Bayern și va trece mai departe de pe primul loc. Pe locul 2 va fi Bayern. Pe 3 Anderlecht, care va pierde toate meciurile în afară de meciurile cu Celtic și se va califica în primăvara europeană pentru că Anderlecht are un început de sezon foarte prost, având în 4 etape o victorie, două egaluri și o înfrângere, ceva de genul ăsta. Și cam asta am avut de zis despre grupa B. Să trecem la grupa C, unde avem Chelsea, campioana Angliei, Atletico Madrid, locul 3 din Spania, AS Roma, locul 2 din Italia și Karabag, campioana, de unde sunt ăștia, azerbaijan, nu știu, n-am idee. Aici clasamentul cred că va fi Chelsea pe locul 2 și pe locul 1 ori Atletico Roma. Pentru că Roma are punctaj maxim 2 etape, dacă nu mă înșel. Și, sau cine știe, poate și Chelsea poate termina pe primul loc. Dar păcat că au interdicție Atletico la transfer, pentru că le-au transferat
În afară de Vitolo, care s-a dus la Las Palmas până la începutul anului 2018, a venit și Diego Costa, dar el va veni de la începutul anului 2018 și până atunci la Everton, dacă nu mă înșel, se duce. Da, să mergem la grupa D, care mi se pare una din cele mai grele grupe, ce îmi pare bine că Steaua nu s-a calificat, dar nu este asta cea mai grea grupă. Este a doua, a treia cea mai grea grupă, cu finalista și campioana Italiei. Nu finalista Cupei Italiei. O și a finalista în Supercupa, campioana Italiei și finalista în finala UEFA Champions League de anul trecut, cu vicecampioana Spaniei, Barcelona, care eu nu cred că va cumpăra pe stânga. Dacă e să ia pe cineva, ia pe Di Maria. Nu vine cu tine. Și cu Olympiacos Pireu, campioana Greciei. Și Sporting. Aici chiar îmi pare bine că nu s-a calificat Steaua. Chiar îmi pare bine. Apoi să mergem la grupa E, unde cap de serie mi s-a părut chiar o surpriză Spartak Moscova. Nu știu pe ce loc a terminat clasamentul în Rusia, dar mi s-a părut o surpriză foarte bună. Dar știu că și-a făcut echipă foarte bună Spartak Moscova, avându-l pe Luis Adriano. Parcă mai aveau jucători cunoscuți, dar nu-mi vin mie acum în minte. Apoi avem a doua echipă, Sevilla, locul 4 dacă nu mă înșel, în Spania, în sezonul trecut. Liverpool, locul 3 parcă, cred, da. Și Maribor, campioana, nu știu de unde sunt ăștia, să mor eu de știu. Da, mă rog, să trecem mai departe la grupa F, unde avem Shakhtar Donetsk, și asta mi s-a părut o surpriză, fiind Shakhtar cap de serie. Manchester, stați că n-am vorbit de la grupa, de cine va câștiga grupa. Va câștiga Juventus grupa sau Barça, asta e sigur. Și pe 3 va fi Sporting. În grupa E, Liverpool va câștiga grupa, Sevilla pe 2 sau Spartak pe 2, cine știe. Grupa F, acum haideți că am ajuns aici. Grupa F, Shakhtar Donetsk, cum am zis, o surpriză fiind cap de serie. Manchester City, locul 4, cred, în Anglia sau 5, ceva de genul ăsta. Napoli, locul 3 în Italia. Și Feyenoord Rotterdam, câștigătoarea titlului în Olanda. Cred că acest clasament va fi cu Manchester pe primul loc, Napoli pe 2 și pe 3, nu știu, n-am nicio idee. Cred că va fi Shakhtar, pentru că Feyenoord a slăbit, dar a făcut și a transferuri. Nu prea multe, dar a făcut. Mi se pare foarte ciudată grupa pentru locul 3. Atât. Apoi mergem în grupa G, unde avem AS Monaco, campioana Franței. FC Porto, v-a zis aici, nu știu sigur, cred că e vicecampioana sau e campioana, nici eu nu știu. Nu știu foarte bine Portugalia. Ori ea, ori Benfica a fost campioana. Nu-mi dau seama chiar acum, mă rog. Beşiktaş, campioana Turciei, și Red Bull Leipzig, vicecampioana Germaniei, care a început foarte bine sezonul, revenind de un meci cu Freiburg conducând, și a revenit Leipzig și a câștigat. Beşiktaş a făcut o grămadă de transferuri, Pepe Negredo, Gary Medel, o grămadă și mai sunt.
Lens, dacă nu mă înșel. Campionatul Turciei a devenit un campionat foarte tare, făcând transferul la Galata, la Beşiktaş, la Fenerbahçe în această vară. Da, mă rog, nu știu. Aici cred că grupa va fi câștigată ori de Monaco. De fapt, asta e o grupă, nu știu, nu pot da o predicție, pentru că este o grupă foarte echilibrată. Însă eu cred că va câștiga Beşiktaş sau Leipzig grupa. Și una din ei și cea care va fi pe locul 2 se va lupta cu Monaco pentru locul 2. Ceva de genul ăsta. Apoi să mergem la grupa H, care mi se pare cea mai tare grupă, cu Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham și apoi el Nicosia, care iese din start. Dacă viitorul ar fi bătut ăștia pe Apoel și ar fi trecut mai departe și din play-off ar fi jucat cu Realul, Steaua, cu Barça, ce ar fi fost în România. Aici cred că Realul va câștiga la pas cu punctaj maxim, dacă nu 18 puncte, 16 cel puțin. Apoi pe 2, nu știu aici. Nu știu, nu pot da un răspuns pentru că este o grupă foarte tare. Mi se pare cea mai tare grupă. Și da, deci cam atât am avut de zis cu această grupă UEFA Champions League. Meciurile pe 14 sau 15 încep ceva de genul ăsta. Sau ia să mă uit la calendar. Nu, 12-13 încep meciurile. Da, și pe 14 e primul meci Europa League. Dar vom vorbi în alt videoclip de meciurile Europa League. Cam atât am avut de zis. Eu am fost 007 Mario. Nu uitați de like. Vreau să mulțumesc pentru că am făcut o grămadă de vizionalizări la videoclipul cu Franța contra Olanda și am făcut doi noi abonați. Nu uitați de like, coment pentru sugestii și cam atât. Mulțumesc pentru vizionare. Pa!